se va activa o bombă. 45 de secunde. Aoleu, vrea pe bezea mor, dar de ce? Informator, poliție, what? Dă-i. Am înțeles, da, forță. 0733. Așa? De ciocan să mă iei. Bine v-am pregăsit la un nou episod de Mariusel. Astăzi avem un episod frumos, pentru că astăzi o să vreau să ne interesăm legat de bezea. O să vedeți cum o să ajungem noi la treaba asta. Nu uitați de acolo pe butonul de like dacă vreți să revină cât mai multe personaje vechi în Mariusel, pentru că știu că multe lume vrea treaba asta și o să se facă treaba asta etapizat. Așa că astăzi începem, dați acolo pe butonul de like, nu uitați să vă abonați dacă sunteți noi pe canal și să apăsați pe clopoțel exact ca pe animația asta aici frumos. Știu că deja ați observat că avem un scaun diferit, v-am spus deja de scaunul ăsta, e foarte frumos scaunul ăsta, îmi place cum se vede, e, dacă era cu roșu cred că era țâțări în mânță, dar e așa o chestie diferită, nu prea eram eu cu albastru, dar îmi place cum arată scaunul ăsta pe albastru. O chestie la scaunul ăsta este că te ține foarte bine în scaun, efectiv e foarte, nu te lasă deloc să te duci într-o parte sau în alta. Are suportul ăsta lombar, cred că s-ar spune, cred că ar fi cel mai ok. Suportul ăsta de jos te ține efectiv foarte bine în scaun și stai drept. Știți legat de aplicațiile de roleplay că am deschis aplicațiile de roleplay pe 4 decembrie, sâmbătă, le închidem și o să mă uit peste ele, pentru că și astăzi aveam nevoie de personaje și nu aveam de unde să fac rost, dar aveam nevoie de niște oameni și nu aveam de unde să fac rost, așa că o să le închidem și o să mă uit peste ele să vedem ce oameni capabili luăm acolo, așa că aplicați cât mai repede puteți dacă mai apucați să, depinde că vă uitați la acest episod, și să scrieți pe Instagram, la ultima poză de pe Instagram, să scrieți aici neapărat întrebare pentru Q&A cu Tesla, ok? Pentru că multă lume mi-a pus o grămadă de întrebări. Dacă aveți ceva întrebări, puneți-le și aici și o să mă uit peste întrebări și o să facem un Q&A din mașină în care vă răspund la multe întrebări, pentru că sunt câteva întrebări care tot se repetă, deși le-am spus, și o să vreau să fac un clip dedicat în care răspund ca să nu mai fie alte întrebări, ok? Ce să mai... Hai să dăm drumul la episod ca să nu vă mai ținem de discuții, ne ridicăm de aici, suntem pe rec, îi dăm drumul la circ, pentru că știu că vreți să înceapă... Să înceapă circul. Sare pe arcuri. Nu eu? Nu? Nu eu. A început și se duce și zenul meu. What the fuck? Inspiră, expiră. Nu merge. Urechile mele doar inspiră, nu și expiră sunetul. Na. Acum ați de picior. Intrăm peste ei sau ele sunt așa? După aia ridice mâine așa în sus. Așa? Mă, ce pană mea? După aia ridice înapoi. Uite așa. Așa? O să cazi odată în cap. Nu. Ce faceți acolo? Jos? Nimic. Poți să... Facem yoga, mă. Așa, numai jos. Și acum sus. Doamne, iartă! Acum te duci înapoi. Păi, taci-mă din gură. Ce ai vezi, mă, nebunilor? Mariusel, uite-și pe ăsta, păi ce faci? Te rog frumos să te duci să faci un duș pentru căpuți. Mai stau să facă yoga. Poftim? Mai schimbă, dracu, hainele alea căpuți. Wow! Bine, mă, astăzi mă duc și schimb un pic. Îmi pun din... Păi ești în același frac. Da, știu, asta, da, asta de când am... Da, știu și eu, da, o să mă duc să mă schimb cu stilul meu vechi, așa, îmi place, o să mă duc să mă schimb, ok, că da. Eu cred că încă se gândește la nuntă, știi, dacă a făcut o alegere bună, de-aia a rămas cu el pe tine. Nu mă deranjează. Bă, da, voi v-ați strâns toți aici pe metru ăsta pătrat, bă? Păi, eu făceam eu acolo, ieși și să te... Da, nu-i vina mea că n-aveți cameră mai bună. Jos, în sufragerie. Era lene să coborâți pe scări. Da, adevărat. Lene să coborâți pe scări. Da. Mă trebuia să luăm salteaua și să ne ducem de-a dușa pe ea. Încercăm? Da, hai. Îl dăm pe Mariusel cu salteaua. Mâine va fi postat episodul pe YouTube. Da, exact. Nu uitați că episodul ăsta este mai întâi pe Trovo și după aceea pe YouTube. Ce? Nimic. Mai are să uite și fă baie. Wow. De care ai făcut baie până acum? Păi eu dăm, am bat picior. Mă duc.
Ia uzi mâna aia. Mă duc gata direct în piscină. Gata. E bine? Nu se pune. Nu. Trebuia să ai nevoie de săpun și nu vrei să faci aici. Dar nu aici, în cadă. Nu în piscină, că îmi puți apă. Du-te și tu în cadă. Ok, deja mi-am prea mult bully. Deja nu e ok. De ce sunteți drept cu mine? Ce? Stai puțin. Vreau și eu. Dar să nu fie prea rece apa. Eu cu... Păi tu să spui că tu ai intrat. Eu am intrat și era cam rece. Cați ești banii tăi. Ok. Mamă, ce fundare. Ai de... Hai de interior. Gata. Hai. Stai că mă mai uit un pic așa cât merg cu spate. What the fuck. Așa. Chill, băi nebunule, chill, călmează-te. Noi, o să mă duc să mă schimb. Dacă vrei să vii cu mine să-mi iau și niște haine? Da, vin. Mă rog, cum să-mi iau aceleași haine care îmi plăceau cel mai mult, dar în fine. Nu știu dacă să-mi iau pe roșu sau dacă să-mi iau pe negru. Auzi, dar să știi că dacă schimbi hainele și nu te speli, nu ajută cu nimic. Da, m-am spălat, ok? E de la paltonul ăsta. Că da, paltonul ăsta l-am purtat ceva timp, n-am ce zice. Hai. Hai, gurea, că deja mă enervezi. Miroase chinez. A ce miroase? Ce mă miroase așa? Ești câine? A avut ea o tentativă. Ce? Ia zi, ce? Schimbă-te. Păi mergem acum să mă schimb. Mamă, frate, ce... Wow! Ai magazin sus, ai vestiarul sus. Hai că mă duc sus atunci. Perfect. Uite. Dacă aveam haine sus aici, eu credeam că le-am dus pe toate la spălat. Nu. Mariusel, dacă tot te schimbi să nu uiți să-ți dai cu cremuță. Doamne. Wow, ce senzație. Ia stai puțin să mă schimb. O, băi, nebun loc, că nu trebuie să-l vedeți pe Mariusel la pătrățele. Bam! Cum arată? Ia ziceți. Eu nu mai pot să trimit încă o aplicație pentru că am trimis deja una și am fost respins. Wow. O să mă mai uit peste aplicații, guys, și o să văd exact ce s-a întâmplat. O să mă mai uit. V-am spus, eu încă n-am apucat să mă uit peste toate aplicațiile, ok? Ia ziceți. Mie îmi place tricoul ăsta. L-am mai purtat de o grămadă de timp. O să port tricoul ăsta astăzi pe live, pentru că nu l-am mai purtat de o grămadă de timp. Data viitoare, sper să nu uit, mi-aduceți aminte și mie prin mesaje, vă rog eu mult, înainte de episoadele, câteva zile și așa, să bag un tricou nou, mai multe chestii vreau să schimb. E și, mamă, frate, da, trebuie să modific, neapărat vreau să modific. Vreau data viitoare să trebuie să modific și cu logo-ul și toate astea și să vreau să modific, ok? Jos Ghiozdanu, ha, mă, chat, nu l-ați mai dat timp. Da, și la fel pentru tine. Băi, eu, nu știu, ce zice, să rămân cu Ghiozdanu sau nu? Da, mă, lasă-l. N-auzi că trebuie să-i ții machiajele. Bine, mă, gata, hai, gata, hai. E ok. Eu așa am pierdut-o pe nevastă mea, că nu i-am ținut machiajele. Wow, pe bune? Nu, dar la femeie, dacă zici nu, nu e ok. O să ai o bătaie de cap toată ziua. Știu și eu asta. Lasă-mă, îmi pace că... Da. Hai. Unde e Zumi? Da, acum văd. Trebuie să bag la ușă? Bibi? Zumi. Avem treabă, hai. Da. Ești ok? La plimbare. Da. Hai că m-am îmbrăcat tot în regulă, hai. Că avem treabă. Unde? Vino cu mine. Hai. Avem treabă. Haide. Cu mașinuță. Eu stau aici. Dar ce-i supărat? Bă. E ok, Zumi? Îmi spunea răbușișor. Nu știu, du-te că a supărat. M-am zis la răbușișor, du-te de aici. A supărat un nărișor. Ce-ai pățit? Nu e adevărat, nu e nimic, doar că nu mă simt bine. Nu te simți bine? Nu, astăzi o să stau acasă. Aoleu, ești în regulă? Da, mi-e puțin greață. Iar ești gravidă? Yes, așa. Băi, dar nu mai trageți concluzii de-astea. Nu, că... Lasă-mă, că și tu m-ai speriat. Nu, Zumi, nu-i băga în seamă, Zumi, nu-i băga. Băi, dar pe bune acum, lăsați-mă să vorbesc cu ea. Nu mai faceți, voi faceți cam mai mișto. Tu du-te jos. Du-te. Uite, eu mâncă-i. Cine-s? Trageți concu... Băi, tu m-auzi, mă? Da! Jos! Păi jos sunt! La parter!
Aaa, la parte bine. Doamne ferește. Hai, aveți grijă ce faceți, ce pot să zic. Distracție plăcută. Tu, Bibi, cum te simți? Sunt foarte șmecheră, mă simțeam mai bine eu. Tu zisese că tu la fel aveai ceva. Eu mă simt foarte bine fiecare zi, nu știu ce zici tu acolo. Zisese data trecută, sau nu mai știu cine zisese ceva de tot la fel de care grețul sau mai știu ce. Tu ce parcă. Aveți, mă, bă, ce aveți, bă? Zis că v-am întrebat ce idee ați avea de un Marius Junior. Stagiană că... Bă, tu mai ai tot ce ai vorbit ieri și zici mi-e asta. Eu nu mă uit nimica. Fie nu ții minte să fi zis așa ceva. Eu ții minte să fi spus ceva pe acolo. Bine, hai, aveți grijă ce faceți. Da, pa. Bine, simțit rău, tot. Tot? Iar ne simțit? Dar ce ne-ai simțit? Da. De ce? Nu cu ce? Auzi, dar... Măi, ce ți-am zis? Ha? Ce ți-am zis? Îmi odihneam spatele. Mă îndreptam aici de colțul peretul. Ce ai? Ești ok? Hello? Da. Nu prea pare ok. Băi, hai să mergem. Cred că... Hai. Bibi? Da. Vreau să te întreb dacă ești ok și tu spui. Nu mai, tu mai zici nimic. Aha, ok, ok. Apreciez, apreciez, da. Mă iubesc. Și eu te iubesc. Să mă iubesc de sarcini. Cumpăr un... Hai, ceau. Pa. Pa. Alo. Salut. What? Vin. Ce naiba, mă? Eu o problemă cu tine. Stai ușor cu metre, ce ești? Ce e, bă, ăsta? Alo? Ascultă-o. Iată. Stai, mă, puțin, tu ești chip și dei. Bă, mâncați-i ești chip și dei? Ce naiba e ăla? Cine ești? Nu contează. Ok. Îți dau un share location. Și vreau să ne vedem aici. Deci îmi dai share location și mă văd. Ok. Dar cine ești? De ce? Vrei, de da, ce? Păi informații despre ce? Mâncați-o și eu nu mă duc așa de capul meu. Zi-mi cine ești? Haideți. Zi-mi unde ești? Ăsta m-a sunat, nu-i așa? 147. Oțelul Galați. Da, da, da. Oțelul e viața mea. A, ups. Man, eu să mă duc așa pentru informații. Ce informații, mă? Ce informații, mă, ești de mult? Lumarea zilei cam pică creierul. Poftim? Îți cam pică creierul. Nu-mi pică niciun creier. Ba da, în partea cealaltă. Ce? Ce, mă, bă? Bă, Bibi, ai zis că... Oțelul Galați, da, 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 da. Oțelul e viața mea, mea. Cea mai da. Tare din Carpați, Carpați. Este Oțelul Galați. U, da, u, da. Nu, sunteți în regulă. Da, așa, și ce facem? Voi? Tu ai zis că te... nu stai de urât cu zumii? Nu ai zis că ți-e de urât? Nu știu. Băi, pe mine m-a sunat unul acum cu voce de extraterestru să-mi zică eu că... Mă plictisesc, frate. Să mă duc nu știu eu unde. Eu deja m-am plictisit. Fără ce mișto. Băi, înțeleg că te-ai plictisit, dar eu te întreb... M-a sunat unul cu voce de extraterestru. Avem extraterestru... Vezi? Când am zis că avem extraterestru, ai zis că nu există. Eu stau acasă. Băi... Eu vă risc că poate mă fără și pe mine extraterestru, dar e frumoasă. Eu nu mai înțeleg nimic, sincer vă zic. Mi se pare ciudat ce se întâmplă. Nici, frate. Nici. O supă asta sună extraterestri, Zumi e însărcinată cu boșișor. Cu cine? Eu cred că cu bezea, nu cred că cu boșișor. Dacă bezea? Dacă mai târziu. Ce pana mea? Da. What the fuck, man. Conorișor. Băi, calmați, nu, cred că pirat de mult, acum câteva luni de când era...
Bă, calmați-vă, mă. Nasol. Cred că i-a venit acum. Bă, spui contractul că... Bă, e prea mică pentru... Ai, bă, lăsați-mă cu dăștia. Doamne, iartă-mă. E prea mică, dar mai ales s-a căsătorit. Păi da, dar ăsta era și cazul. Aha, fumează, l-a prins. Ia uite-l pe ăla. Și mă întreabă pe mine cine fumează, gen. E. Ok, idee. Ok, nu mai înțeleg nimic, am zis că-mi dă locație tipul ăsta, după mă sună, după... Eu nu mai înțeleg nimic ca cine e ăsta. Da, du-te bă și vezi cine e că... Păi du-te, dacă unde? Dacă te fură un extraterestru. Haide, mă, să furăm extraterestru. Păi cum, unde? N-ai zis că-ți dă locație? Păi da, dar nu mi-a dat nimica. Nici nu mai răspund la telefon. Never mind. E ția pe modă, 1 decembrie. Never mind, mi-a dat locație. Bă, dar mă duc acolo pentru ce? Păi cum adică pentru ce? Pentru mine. Aie. What the fuck? Voi vedeți unde e locația? Da, maică-sa. Unde e maică-sa? Bă. Ei. Da, bă. Te uite-te puțin. Da, bă. Oh my god. Uite-te da, bă, puțin. Zi. Uite-te puțin. Ia. Așa. Ia să uităm, Luis. Stai că mă uit acum. Mamă, dar schimbă și tu telefonul, că e stricat rău. Uite-te și tu unde e locația asta. E stricat, schimbă telefonul. Ce stricat? Am înțeles. Ia, nu, se vede urât, se mai spune să dă-l. Aaa, scuză-mă pe mine. Ăsta-i telefonul, merge... Ai telefon ăsta de când te-am cunoscut. No. Vezi că greșești aici. Hai că da. Așa e, că pe ăla când ai cunoscut, tu l-a ținut la naftalină, ăsta e al doilea de la naftalină. Atâta. Hai că deja faceți prea mult mișto. Băi, mă duc. Dar vorbim și noi cu tine, ce-ți facem, te mâncăm? Vorbiți cu mine? Așa-mi place. Băi, mă duc la ăsta, dar... Când ai dat și tu salut ultima dată cu tactul, ieși? Veniți și voi cu mine? Când l-ai pupat și tu ultima dată pe tactul? Dar el când m-a pupat ultima dată pe mine? Păi tu trebuie să vă pune, nu el pe tine. Nu-mi răspunde, mă, mâncați aici de niciun fel, hai. Veniți cu mine sau nu veniți? Ia, haide. Da, mă, da. Te iubesc, zumbi, pa! Hai, urcă aici, că deja... Ce că e Bezea sau mamă, Justin sau Antonio? Mamă, ce muzică aici, Maruse! Mamă, te-ai dat pe rog? Da, mă, ce ai văzut, bro? Duster meu. Ce cu Duster-ul tău? Ia uzi. Uite-l acolo cum stă singur, necondus. Ieși. Acolo trebuie să mergem? Da. Fără mișto. Fără mișto. Mă. Păi până ajung noi acolo, îl pierdem și pe Luis. Asta-i. Eu uite-l pe ăsta are Rolls Royce. Mamă. Stai, mai să știe că eu am bani, nu trădă tot. Că ai bani, ai zis? Da. Cred că am mai mulți bani ca tine. Ca idee, ai bani, nu trădă tot. Ca idee, că amândoi punem banii pentru casă. Eu am mai mulți ca tine. Pe mine lucrul ăsta nu mă deranjează, sincer. Nici pe mine, că mai au de la tine, mai par... Ia stai puțin, că trebuie să-mi activez și eu GPS-ul, scot Waze-ul. Nu se mai poate, că nu știu unde trebuie să merg, știi? Gata. 2 km. Bă, da, știți care e treaba? Când ajungem acolo, decât eu cu tipul ăla mă văd, ok? Bă, eu stau la mașină, rău. Ok. Hai, că am pierdut pe lui. Dar dacă e ceva... Mă, că ne-am dat așa tare. Nu, pentru el e cam, cam e. Tu ești ca trică merge cu Loganul ăla. Mă rog, Duster. Bă, dar nu înțeleg ce facem noi aici.
tu te ales să te vezi cu copii? Păi frate, mi-a spus că cu o voce de extraterestru, păi, pentru informații. Nu știu dacă are legătură cu tatăl meu. Ăsta. Poate are legătură cu tatăl meu. Poate. Eu. Ia că am primit mesaj. Urci sus, prima la stânga. Ok. Voi stați aici, ok? Da, boss. O lui, stai. Dacă nu mă întorc în jumătate de oră, vă intrez după mine. Sau să mor, da. Adevărat, dar pe bune. Dumnezeu să te ierte. Să fie sărăușa. Doamne ajută. Da. Poftim! Nu, no, nimic. Am glumit, vină cu asta, iau în brate așa. Stai așa. Ia-l și tu, Luise. Să-mi dai și mie un pupic de la revedere. A, mă, lasă-mă, că nu mă duc să... Vezi, Marcel. Și eu te-am iubit, mă. Doamne, n-am mă duc să mor, pa. Sper. Gata, mai pupăci destul. Da și mie așa, da. Ne mă duc să mor aici. Teoretic. Cam asta ar fi ideea, să nu mor, știi? Dar cred că am intrat undeva unde nu trebuie să intru. Hop, nu aici. Trebuie să iau pe aici. Scoate pistolul. Corect. Corect, corect, corect. Scoatem pistolul, suntem gata. Arma că mori. Băi, fără de-astea. Ai zis sus, prima la stânga. Deci cum intru, cred că pe aici, pe sus? Dar cine naiba mi-a dat mesaje? Voce de extraterestru. Nu știu, nu prea... Știi care e treaba? Justin a avut depozit fix acolo, în capăt. Tatăl meu, Justin, fix în capăt, acolo. Și faptul că mă trimite aici e destul de ciudat. Aud, am auzit ușa. Deja devine creepy zona asta. Ușa se... Genial! Wow! Care ești, mă? Băi! Ce naiba? Ce, tu nu înțeleg ce se întâmplă? Ce scrie pe astea? Aia zic. Da, mă, da. Da, mă, da, 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 forță, forță, forță. Hai, că-mi place. Da. Da, mă, da. Mișto. Care ești? Păi... Antonel? Băi! Deschide ușa! Alo? Bă, știu că mă auzi. De ce m-ai trimis aici? Ce informații ai?
Alo! Mă loc pe scaun, te rog. What the fuck? Antonel, tu ești? Ia un loc. Ia un loc, ok. Ia un loc. Hai că mă pun aici, stau jos. Care-i treaba? Eu nu stau niciun jos. Bă, tu mă auzi? Păi, ce până... Îi sună să intre? Nu știu dacă stric totul dacă îi zic lui Bibi să intre. Vito? Băi! Lasă arma aia. Dar de ce m-ai închis aici înainte? Lasă arma aia. Cum e, n-am stabilit noi ceva? Bine, te-am regăsit. Dar nu înțeleg, de ce m-ai chemat aici? Cu un scop bun, evident. Păi deschide ușa să discutăm. Hai că e bine. Hai că e bine. După cum vezi, ușa este încuiată. Asta da, mi-am dat și-o seama. Că nu ești prost. Ești băiat deștept. O să ajungi departe tu. Te întreb și eu. Hai să spun o chestie. Yes. Nu știu dacă ai auzit de un... o rudă mai îndepărtată de a ta, care obișnuia să fie un informator al poliției. O rudă? I se spunea domnul B. Cel mai mare informator al poliției. Domnul B. Sau domnul B. Ia trece aici la geam, să te văd mai bine. Nu aș dori. Te văd doar prin chestia aia. E de ajuns. Zim. Sună cunoscut? Am auzit că dezi informații despre el. Eu? Mm-hmm. Despre domnul B. Abar n-am cine e domnul B. Bese. Vrei să afli informații? Sau... Atunci o să-ți dau un mesaj. Ok? Ok. Cu o locație anume. Domnul B trebuie să fie eliminat. Întrucât domnul B... Ce? Mi-a promis că o să mă omoare dacă eu n-o să ies din poliție. Mai multe detalii le vei vedea la adresa pe care o vei primi pe telefon. Nu poți să-ți deschid ușa decât în momentul în care voi pleca. În momentul în care ușa se va descuia, se va activa o bombă. 45 de secunde. Aoleu, păi nu. Tu trebuie să te duci la locația aia singur și stai liniștit că m-am ocupat de prietenii tăi. Adică te-ai ocupat? Sunt în regulă. Sunt în regulă, stai calm. Adică... O să-i primești abia după ce te întâlni. Cum adică o să-i primești, băi? O să-i primești la pachet. Calmează-te când te vei întâlni cu domnul B. Sau domnul B. Mă, ține minte, momentul în care ușa s-a descuiat, vei avea fix 45 de secunde să ieși din această încăpere. Și știi că lui Antonelli place să se joace cu tine și am blocat ușile, nu cu cheia, cu mașini. What? O să vezi, o să fie foarte mega distractiv și 45 de secunde în momentul în care ți s-a descuiat ușa. Du-te acolo pe scaun, ia loc și gândește-te la domnul B. Cine ar putea fi? Când te-ai gândit destul, ușa se va descuia automat. Baftă. Ce... Vrea pe bezea mor, dar de ce? Informator, poliție, what?
E bezea, că și mai... A zis că ce că rudă de-a mea. Bezea nu e rudă. Domnul Pi. Mă, dacă e... Dacă e Justin și e, are proiect la B, e ciudat. Oh, shit. Ok, acum mi s-a făcut pielea de găină. Te rog, deschide ușa, te rog, deschide ușa. Nu am unde să fug, că e închisă ușa. Dacă nu deschide ușa, o să... Doamne! Alege calea din stânga. Să am încredere în el? Nici nu știu. Băi, nu înțeleg dacă ăsta vrea... Băi, eu nu înțeleg rău de tot ce treabă are ăsta. Parcă am stabilit că ne lăsăm în pace, mă, mâncați-și. Mă lasă, mă, să scap. Mă las, mă, să plec. M-am gândit destul. Ușa se deschide. Fugi. Hai că a prins stânga cum vrea el. Na, wow! De ce? Wow, eu chiar am avut... De ce am avut în... Nu trebuia să am încredere. De ce am avut încredere? Nu! Nu pe aici, nu pe aici, nu pe aici, nu pe aici. Fugi! Amară băieții, fugi, 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 fugi. Doi, 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 doi. Wow! Am înțeles. Forță, forță, forță. Tot așa, Mariuse, tot așa. Dei, 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 dei. Am înțeles. Da, da, da. Forță, forță. Da, mă, da. Wow. Wow. Să mă bată tata. Dă-i capul la fund. Băi, băi, bro, bro, bro. Dă-i repede, dă-i repede. Trebuie să fie mașina acolo. Sper să fie mașina acolo. Dar nu știu ce ar fi făcut cu... Bă, dar ce treabă are, bă, Antonel cu mine, mă? Olu, mă auziți? Forță, forță, forță. Joc de glezne, joc de glezne. Mai repede, dacă se poate. Mai repede. Așa. Dă-i cu alergat, dă-i cu alergat, Marisel, că alegi pentru viața ta. Cred că totul pare în regulă. Mai sunt aici, oare? Să-i sun să văd ce fac. Să-i sun? Mai să mă duc singur, da? Dacă nu mă duc singur. Ai zis că îmi dau locație. Bă, dar sunt prea multe întrebări la care n-am răspuns. Genial! Mașinile sunt, dar nu mai sunt. Wow, nu e bine deloc. Nu e bine deloc. Țepa, ieși acum de acolo. Am ieșit. Mamă, nu pot să cred așa. Vreau să întreb ce a făcut cu Bibi și Xavier.
Your call has been forwarded to an automatic voice message system. Mișteam, mișteam. Mai asta trebuie ce face cu Bibi și Luis. Și ce am făcut eu, de ce sunt iară implicat? Informator în poliție? Ce, mă? Domnul B? What the f... Și mi-a dat locație. Și noi acum vrei să mergem la locația asta? Hai de cap. Noi acum ar trebui să mergem la locația asta, nu? Da. Hampa, picioarele. Zumi, poate răspunde Zumi. Are telefonul închis. Genial. Genial, mi s-a blocat și telefonul. Genial. Ia, trebuie să recapitulăm. Domnul B se referă la BZ. Ăla e singurul B pe care, prieten care îl mai am cu numele B. Sună pe arabul. Aoleu. Un alt pe arabul. Care e problema? Arabul n-a mai răspuns de când am văzut ultima dată. Nu o să răspundă nici arabul. Ce are telefonul închis? Vă zic de pe acum. Nu mai știu care e numărul lui, că tot nu l-am salvat parcă. Dar vă zic, polițiștii o dat preot. Uite ce am numere aici. Să vedem unde să mă duc. Poziști. 8 km distanță. Fii atent, facem un challenge. Mă duc după GPS, dar nu mă uit unde este. Ok? Nu mă uit înainte. Mă iau după GPS, dar nu mă uit înainte unde este destinația. E la 8 km, e undeva în nord. Doar nord rău de tot. Aoleo. A, nevermind, deja ieși de pe autostradă? What? Domnul B omoară dacă nu ieși... Domnul B omoară dacă nu ieși din poliție? Eu nu știu care-i treaba. Domnul B... Păi... Tu crezi, mă, pe zea? Informator al poliției, a zis. Chat a zis informator al poliției. BZ este informator al poliției? What? Adică... Știu, n-am auzit BZ atât timp. Bă, cum arată mașina mea și cu sânge și tot. Tot ce-i trebuie. Chat, vă vedeți unde ne ducem? Mai avem 3 km. Undeva munți. Cred. Nu-mi place deloc. Ce se întâmplă aici? Deloc nu-mi place. De ce? Aoleu, mă pune munți, frate. Cumpără vestă antiglonț. De unde aș putea să cumpără o vestă antiglonț? De la poliție? De că poliție are? Aoleu. Sau, nu știu, poate au... Cred că doar poliziștii au totuși. Bezea îi informează din Banat. Nu știu de care-i treaba. Mama, nu mi-e spre deloc încredere unde suntem aici.
Suntem undeva între munți, pe niște chei. Podul ăsta... Da. Foarte rău de tot. Mamă, cum e drumul ăsta pe aici. Aoleu. Mai avem un kilometru 70, nu? Când e că se iau dreapta aici? Mamă, dacă sare acum ceva... E clară treaba. Marisan, hai că poți. Măi, eu vreau să mă opresc. Am niște dubii dacă e în regulă ceea ce facem. Nu vreau să mai... Ar trebui să mergem să luăm pe cineva cu noi? Nu pun rău arma, că fac 7. Nu, ok, bine, mergem singuri. Singurii pe lume, mergem acolo, a? Du-te singur. Ok. Voi vedeți, cred că sunt în casă. Da, e ok, nu e problemă. Talibanii. Talibanii? Wow. Uau, ce m-am speriat, ăștia ești nebun? Chiar că la talibani am decât un far. Un far și un stop. Ok. O să colesc. Mamne, frate. Ce drum. Ușor. Da, deci e clar. La talibani acolo, la satul ăla, mai țineți minte? Pe cine am văzut noi ultima dată în satul ăla? Chat. Guys, pe cine am văzut noi ultima dată în satul ăsta? Dar nu m-a băgat bine nici piesul. Nu m-a băgat bine. Să o colesc, m-a băgat pe partea asta, în aici, pe aici intră. Aici mi-a dat, bine, locația mi-a dat-o pe el. Justin, corect, răspuns corect, 1000 de puncte. Wow, wow. Take it easy, take it easy. Ușurel, ușurel. Nu știu dacă o să iau cu mașina. Ce fac cu tupeu, frate? Cu mașina, cu tot, tăi tata. Oprim lumina. Totuși. E deschis. Aoleo, eu zic că ceva nu e în regulă. Ceva mereu nu e în regulă când vine vorba de Antonel. Eu să las mașina aici. Să las mașina, uite aici, ca să nu pase iasă nimeni.
E o mașină acolo. Și e un om acolo. Uite-l. Întrebarea mea e dacă mai e vreunul. Un singur om. Uite acolo. E fix acolo. Na, uite-l aici. O iau prin spate. Ăla nu pare să fie Justin. Tăi așa. Op! Ulu, se uita spre mine. Cum se bezea, mă? Ceva. Mâinile sus! Wow. Ce faci, mă? Bezea? Marisel? Te-am văzut bine, te-am văzut bine de la distanță. Ce cauți aici? Ești singur? Ți se pare că mai e cineva? Păi nu știu. Ce mă armă aia, bă, Marisel, lasă-mă armă aia. Ce fii robon cu astea în brațe, bă. Ce faci, mă, Marisel? Cățe și banii tăi, ce faci, mă? Fuuu, nu bine deloc. Bine deloc? Am fericit, bă, mi-ai făcut ziua mai bună, mă jur. Cum ai ajuns aici și de ce nu te-am mai avut de atâtea săptămâni bune? Nu. Mult, e mult, e mult lață. Cum? Nu mă bucur așa, mă, nu te mai au dată în brațe, că nu mai pot, dragul. Cu cine? Mi-ai venit singur? Sunt singur. Am o problemă. Tu ești domnul... Gen, ai rămas singur? Da, sunt singur. Ah, ok, ok. Am o problemă. Da. Îl caut pe unul, domnul... B, ești tu ăla sau nu? Domnul B? Da. Domnul B. Domnul B. Ai domnul B. Nu, știu, mi-e crezut că mi-ar trebui de domnul B, de domnul C. Merde, vreau acasă, vreau acasă. Bine, mă, mergem acasă, mergem, dar problema e că nu știu unde este Bibi cu tatăl meu, Luis. I-a luat Antonel, gen, m-a chemat Antonel și mi-a zis domnul B să vin aici și să vorbesc cu el, să dă-stea și dau de tine. Ești sau nu tu? Nu, nu, cred că... Cine te-a adus aici? Tu cum ai ajuns aici? Am zis, e mult, o să zic eu în altă zi, dar... Cine, ce ai zis tu, de taică tu? Nu știu unde e Bibi cu tatăl meu. Lasă că-i găsi, acum te rog, eu du-mă acasă, nu mai vreau aici. Bine, mă, mergem, dar n-ai nimic ca să-mi spui și mie, te-am mai văzut de atâta săptămâni. Nu, mă, nu mai gândesc acum pe unul. Te rog, vreau acasă. Stai puțin să mă gândesc. Ce facem? Vreau la Zoomie. Zoomie. Da? Alo. Ce faci? Uite, acasă cu Bibi. Păi, eu nu înțeleg, ce s-a întâmplat? Eram în port acolo, stăteam de vorbă, da? Și ne-am trezit cu ceva după ceafă și ne-am trezit la casă. Wow. Mă, îmi doare capul. Bine, hai că vin și noi acum acasă, am o surpriză. Hai, ceau. Ce surpriză? Cine a fost? Zoomie ce face? Zoomie? Mamă, Zoomie. Ai, Zoomie. Da, Zoomie. Zoomie. Zis... Poți să suni? Să sun pe Zoomie? Hai. Se simte rău un pic acum, sărac. Mamă, și eu la fel. Mamă, voi știți cum o să fie norișor așa? Hai mergem acasă. Uite, așa-i face lui norișor. Bezea. Da, mergem, hai. Bine, hai. Dar mai încet, bă, da, nu te grăbi, mergi tu mai încet. Bă, deci cum vi se pare, frate, mamă, să știi, bă, am fost așa un dor de tine, mă. Mergi. Da, mă, liniștit, e ok. Dar ți-am spus. Mergem acum acasă și vorbește acolo, da, cu tot ce trebuie, ok? Abia aștept, abia aștept. Hai, mergi. Mamă, bă, mergi, mă. Mamă, mergi. Bă, și să știi, mi-a fost așa un dor de tine, mă. Ce ai, mă, mucați ești de reprezentări? Dar nu, mă, zic și eu ce n-am voie. Mergi acolo. Nu mai te opri, te rog, că nu mai vreau să stau aici. Zoomie gravidă.
Ce aveți? Calma, da? Ei, ei, ei. Bă, ce faci? Calma, stai jos, stai jos. Mă, nu mai da cu aia. Mai, nu, nu. Calma. M-a curentat până am leșinat. Și acum ce? Lasă ușor jos. Ce faci, frate? Trimite niște mesaje. Te trădează. Eu nu înțeleg. Eu nu știu ce va urma de aici. Ce treabă? De ce nu i-am zis lui tatăl lui unde sunt? De ce nu i-am zis unde sunt? Aolea, ce prostie am făcut. De ce nu i-am zis unde sunt? El mai mi-a... Eu l-am întrebat pe el, dar el nu m-a întrebat pe mine. Domnul B. Cine e ăla? Nu știu eu. Wow. Wow, dude. Wow. Nu spune că vine unul cu mașina. Pune pe bancheta din spate. Dar nu înțeleg unde trebuie să mă duc acum. Pune centura. Băi, frate. Mișto mașină, mișto. Domnul B. Nu e roleplay dacă îmi revine așa de repede, ce? M-a curentat de atâtea ori cu taserul ăla. Alo, da? Da, da, a venit. E, după cum ți-am zis, s-a scăpat în plasă, fraierul. Nu s-a așteptat. Ăsta e Antonel? Da, vrăjeală, că țin la el, că am iau și na, a căzut. Da, e leșinat, e în spate, îl dau acum. Mhm. M-o luase cu domnul B, dacă e pe aici. Cine știe cine e ăla? Bine, bine, vin acum. Hai, pa. Eu nu înțeleg. El vorbește, el prieten cu... Eu nu știu unde ajung acum. El sau nu în colaborare cu Antonel treaba asta? Credeți că împreună cu Antonel colaborează sau că e împreună cu altcineva? Eu nu știu unde mergem acum. Nu e ok. Nu mă așteptam la asta din partea lui BZ. Scoate din torpedouă sfoară. Îl legă la mâini și picioare. Mi-a pus coș la gură. Taci. Bă, nu e ok. Taci.
mai dat cu electroșoc odată. Linge scociul. Momentan încă sunt adormit din nou. Scociul se dă ușor de la gură când ai mâinile și picioarele legate, îl dai ușor de la gură. Când ai astea la gură și nu, nu îl dai ușor. Păi și tu power gaming, eu nu fac power gaming. Bă, nu înțeleg unde mergem. Bă, eu înțeleg. Trebuia să-l omori prima. De ce să-l omor, mă? Când îl vezi pe Bezea, vreți să-l omori, ce aveți? Vrea de pe bancheta din spate. Genial. Genial. Wow, dude. Wow. Înțeleg ce vrea să facă cu mine. Mamă, cum era să fie acum, naiba știe cine aici. Cum era să fie Justin aici acum? Vai de capul meu, eram așa, nu, dădeam alt F4 și nebun dacă era aici Justin. Ce faci? Gura, băi, trebuie să înțelegi. Adică o să încep pe parcurs că tot ce fac acum e pentru binele nostru. Poftim? Ce, ai auzit destul de bine. A trebuit să o fac pentru binele nostru, ok? Eu nu înțeleg. Explică-mi și mie să... de ce. Nu. Unde sunt? Explicat... Ești într-o locație foarte frumoasă. Unde am copilărit eu. E frumos aici. Ha? Deci ți-am zis, tot ce am făcut eu și ce o să fac e pentru binele nostru. Dar nu vrei tu să mergem acasă și să-mi dai și mie sfoara asta de la mâini și picioare? Să pot să mă ridic și eu? Nu. Nu? Trebuie să rămâi aici. Și o să rămâi aici. Dar ce ai? Ce s-a întâmplat cu tine? S-a întâmplat nimic că sunt la fel, dar să bag o schimbă de asta? Clar, că e pentru binele nostru. Să bag o schimbă de asta că Zumie e sărcinată? Crede-mă, vrei să ajungi acasă. Dacă zic acum o chestie, mergem împreună? Poftim? Dacă zic acum o chestie, mergem împreună? Nu, poți să zici ce vrei, nu se poate, trebuie să rămâi aici. Mă, îți zic o chestie care, crede-mă, vrei să o afli. Momentan nu vreau să aflu nimic. Momentan ce mă interesează pe mine e binele nostru, la toți. Zumi are iubit nou. Ia pe aia, mă. O doare undeva. Ce face? Păi dar nu scoate pistolul la mine, bă! Ce face? No! Nu, eu am făcut nimic. Da, cred că ești prea lovit și nu știi ce zici. Deci, ți-am zis, da? Momentan stai aici, nu mergem acasă. Ce fac eu pentru binele nostru. Și... Be ready. Scuze. Stai! Stai, nu! Mai am ceva. E însărcinată cu tine. Pare rău.
Bă, ce faci? Răzește de perete, sau așa. Uleu, oprește. S-a oprit, m-a oprit. Se uită în ghiozdan. Oh, shit, e armele. Ah, wow. Wow. Tare. Mi-a plăcut asta. Da. Da. Am avut și eu speranță. Mi-a plăcut. Wow. Telefon. Nu mi-a luat telefonul. Shh. Dar nu știu unde sunt. Eu zic că să vină după mine, dar eu nu știu unde sunt. Aoleo. Eu nu știu unde sunt, teoretic, chat. Nu îmi spune că vine să-mi ia și telefonul. Ok. Roade. Aproape. Aros. Fonia de la mâini. Mai am puțin să termin de rost funia de la mâini. Trimite locația. Share location. Share location. Cheamă poliția direct. Ce poate să facă poliția? Ok. Ora, hai că deja am terminat. Mă ridic acum. Mai am doar la... Iată-nă. Mă ridic. Așa. Și acum mă deznod la picioare. La picioare. Gata. Mă, dar ce ceață e aici, frate? Ok. Uleu, cum ne va fac? Stai fix aici, nu e așa? Ma, de la sarmale. repede. Mesaje. New message. PB. Send GPS location. Mesaje, nu? Deci luzomie. Ce faci asta? Yeah. Oh, shit. E sleep. Ai, shit. O să vadă că nu mai am funie la mâini. Alo? Ești Jean? Băi. Băi, pru. Pru. Sună telefonul. Yeah. Ridică-te ușor, ridică-te, lasă telefonul, l-arunci pe jos, acum l-arunci pe jos. Aruncă-l că te găuresc. Aruncă-l. Nu face situația mai grea decât pare, ai auzit? Aruncă telefonul. Bun. Nu vrei să înțelegi de bună voie? A, bossule, vreau să mă duc acasă. Nu. Să zici acasă? Nu, te rog, nu mai de acolo. Lasă-mă, hai să... De ce te-ai desfăcut foara? Hai să... De ce oare scapă unul de foară? Întoarce-te puțin, te rog. De ce? Nu. Întoarce-te. Te pun în lanțuri. Nu.
Te rog. No! Au! No, no, no! Aolo. Faci asta mai grea decât pare, băi. Te leu cu lanțuri. Bă, dar nu mi se pare ok ce se întâmplă aici. Nici nu știu cine m-a sunat. Nici n-am apucat să văd cine m-a sunat. Ia-s foară. Tu-s foară, mă, mâncați ești, băi. Hai, că m-a păcălit asta, dar-s fără să mă bată, tata, de nou. Toate sforile de pe lume mi le-a pus pe mine, pa, bune. Wow. Wow. Băi, am trimis locația. Rămâne de văzut dacă o gândesc bine sau nu o gândesc bine. Ăștia la care le-am dat locația, am dat lui Zumi și lui Bibi. Îl leagă de sca... Oh my god. Face două noduri. Fai de capul meu, m-a rupt. Nu mai scap acum cu rosul, nu mai... S-a băgat tryhard pe mine. S-a băgat tryhard pe mine, băi. E transpirat, bă. Prefete că prin... Beze. 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 Zi încă glumești. Plângi? Mi-e frică. Tu plângi? Mi-e frică. Face ți-e frică? Arde să-ți fie frică, mă, sunt aici, stai liniștit. De ce mă țin? Trebuie doar să mă asculți. Mă țin închis, mă legi. Vezi că o să mulțumești. Nu, nu mă lăsa. De ce îmi faci asta? Te-am ajutat cu atâtea. Bă. Wow, dude. Nici o milă, bro. Wow. Wow. Nici o milă, bro, n-are nicio treabă. Ce curți ziceți, mă, că mi-a luat totul, n-am nimic. N-am nimic. Și oricum dacă ajung sus pe omul acolo. Ce-ai făcut, boss? Ai vrei să ieși? Aici m-a luat toate metodele, ziceți nici alte metode, vă rog, am început să plâng. L-a dorut undeva, dar plânsul meu. Eu chiar plâng. Mai plânge. Beze. Spune-ți ceva să motivez. Pe tine chiar nu te interesează de copilul tău? No! 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 Wow! Wow! Cât ai... Nu mai zic nimic! Mi-a pus și sac în cap! Ce să mai... Nu mai zic nimic! Fă-te mort! Păi știți că dacă o să stau aici nespunând nimica... A, adevărat, poate fac pe mortul, dar gen... Oare realizează că tac din gură și nu mai... Nu se întreabă și el poate dacă... Fii atent, că poate chiar o să treacă pe aici, dar trebuie să treacă destul de mult timp, aia e problema. Trebuie să treacă destul de mult timp, să vină pe lângă mine să vadă că nu scot absolut niciun sunet. S-a pișat pe mine, se crede.
Wow! 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 Oh, mais inimica! Tem tempo em mim! Wow! Maricel! Tu vrei să mă asfixiez? Nu, Maricel! Trebuie să-mi faci găuri în pungă ca să poți să respir! Maricel? Da! Ce înseamnă cum să te calmezi puțin? Să ai așa un pic de încredere în mine? Chiar dacă nu vreau, mă jur că-ți fac o injecție și te adorm aici. O bag în tine. O bagi în mine? Da. Vreau să o bag în tine? Păi și dacă o să-mi placă? Nu, nu, nu! 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 Nu, nu! Nu! Eu mă refer la seringă. Da, se plingă. Deci culcă-te. Ai auzit? Bine? Bine. Până o să vină Bibi și Zumi să mă scape, că le-am dat locația și el nu cred că știe că, nu cred că a apucat să vadă că le-am dat locația. Deci s-ar putea să vină totul spre bine? Ok. Nu închide. Păi spuneți-mi și mie chat. Eu nu închid acum, dar spuneți-mi ce soluție să mai fac, dacă vreți. Bă, m-auzi? Trezire. Bă. Da. Bă. Ce? Ce faci? Aproape adormisem. Bun, bun, te cruci după. Am o întrebare. Aoleu. Aoleu. O întrebare. Dar de ce? Spune o întrebare. Ce face Zumi? Ce face Zumi? Da. Eu de unde să știu? Ce a făcut Zumi? Ce a făcut Zumi? Da, până acum. A plâns după tine. Continuă. A plâns după e bine, hau miau. E nașpa că ai lăsat-o și te-a căutat atâta timp. Și ce ai zis tu? Eu... Când am prima oară aici? Bă, ăsta... Fizesem o glumă cu aia cu iubitul ca să te fac să te atragi. Dar aia cu însărcinatul nu era o glumă. Și dacă e adevărat. Ce? O glumă mai pe care ai zis-o tu. Pur asta chiar. Că e adevărat, nu știu, nu-i treaba mea. Habar n-am, nu știu, eu nu știu nimic. Nu e treaba ta? Eu nu știu nimic. Bosule. Băi, eu vezi că eu fac crimă, zi. Bă, dar pute rău de tot aici, ai niște pe kiloți. Pe te pe tine, tu puți. Am pe aia la haine, noi acum. Zim. Ce să zic? De Zumi. Ce să zic de Zumi? Ea a suferit foarte tu mult ești, după fratele tine. Ei. Eu m-am căsătorit între timp. Ti se pare că mă interesează? Zi de Zumi, zi de Zumi. Ah, felicitări, da. Wow, wow, wow! E gravidă! Ce? Este gravidă. Tu ești prost? Nu. Cred că este, adică... Gravidă. Da. Cu? Cu tine, cu cine credeți? Și cât am lipsit eu, am astea cu cineva? Nu știu, nu cred. Cum nu știi, cum nu crezi? Zi-mi că mă enervez rău. Bă bune, nu știu, de unde să știu? Eu cred că stau eu să controlez cu cine stă ea. Uite puțin la fizicul meu, dacă mă supăr puțin s-ar trebui să nu fie bine. Zi-mi ce știi, zi-mi. E bine, e ok, are tot, gen?
Nu știu ce să zic. Dacă mi-ai dat drumul, poate deci dacă mă minți, împreună. Deci nu, tăi din gură. Deci mă auzi, da? Deci dacă mă minți cu ceva și dacă aflu ceva, nu știu ce fac. Și îți fac ție, stai liniștit. Zi-mi ce știi. Măi, eu știu că ea a suferit foarte mult după tine și ca să uite de asta, ce-a făcut un cont de Tinder sau ceva genul ăla. Așa, continuă? Și mai vorbea cu niște oameni pe acolo, atâta, nu știu. Continuă. Păi, vorbea... Nu te să te oprești. Păi... S-a întâlnit cu ea? Vorbea cu niște oameni pe acolo, mi-a zis că se mai întâlnea, că de-astea, nu știu. S-a întâlnit? Da, din câte știu eu, dar nu știu prea multe detalii cu cine, cu nu știu ce, așa, nu știu. Hai că... S-a întâlnit cu alții? Zumi, dacă s-a întâlnit cu alții? Da. Și mi-a zis că dacă mă întâlnesc cu o altă fată, că îmi rupe picioarele, că nu știu ce, că... A suferit după tine, băieți? Eu nu știu dacă s-a întâlnit neapărat. Dar ideea e că a suferit foarte mult după tine. Și toate astea n-ai răspuns, n-ai niciun semn de viață, așa că nu știu ce te superă așa. Mă supără? Ce râdezi un mie acolo pe ce? Păi da, tu realizezi că gen... Ce fac eu... O fac că trebuie, gen? De s-a întâlnit cu alți băieți, nu? Trebuie. De s-a întâlnit cu alți băieți, nu? Bă, tu ești domnul B? Bă, lasă-mă cu domnul B. Zi-mi de doamna Z. Deci tu ești domnul B. Te bat. Nu, glumeam. Nu, e normal că nu tu ești, că doar altfel mi-ai fi spus. Hai că nu e. Deci ești bulaniu și nu vezi nimic, nu? Ce? Păi dacă... Lasă-mă că aflu singur, acum mă duc. Îmi zici sau mă duc eu singur? Unde te duci, mă? A, du-te, 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 du-te. Păi te ține în casă. Du-te. Nu mă duc, am glumit, am văzut să... Da. Poate îmi zice... Zi, mă, îmi zici ceva, deci mă nu vezi nimic, nu? Mă lăsa și singur și... A? Deci nu vezi să ne zici nimic, nu? Păi da, ți-am zis atâtea, eu nu știu nicio tot. Și e gravidă? Probabil. Avea grață astăzi de dimineață. Deci de-asta faci, mă. Nu zici nimic, a? Păi ce să zic, bro? De zoomi. Zi-mi dacă de alt băieți. Dar nu ți-am zis. A? Bă, te țin aici. Până îmi zici. Mă ții de mână? Se de mână, mai la mișto. Nu te iau la mișto. Miroase urât. Că te pișa pe tine de-aia. Știu, ai și am și poză cu tine. Și când plângeai? Păi da, am făcut asta. Vrei să le fac publice? Nu. Nu, atunci zi-mi, hai. Băi, eu ți-am zis, Zumi a făcut un cont de Tinder, așa. Vorbea așa. Cu niște oameni. Cred așa. Că s-a și întâlnit, dar nu știu sigur. Nu o bag mâna, că nu știu, nu știu. Dacă nu știu, nu știu. Știi? Și, da. Pe acolo. Ai numărul ei? Normal că l-am. Îl știi pe dorost? Da. Hai că știu pe dorost. Sau poate, puțin așa, parcă mi-am dat gândit. N-ai numărul ei? Hmm? N-ai numărul ei? N-am numărul la nimeni. Am, adică, da. Da. Plâng și spune că am și eu o familie. Și am și o familie, frate. Băi, și mă ține la mine, mă? Nu literizează. Eu nu știu ce să zic. A, deci nu, o? Eu nu am cum să mă pronunț. Mamă, vreau să fac ceva. 0733. Cred că începe. 0733. Să notezi? Ușor, mă. Da, zi. 0733. Așa? De ciocan să mă iei. De ciocan să te iau. Bine, mă. Au! 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 Nu! Te-au dat ciocan? Nu!
Dacă erai și mie când dădeai drumul și... Da. Așa. Bă, acum pe bune. Dacă eram aici șmecher... Bă, băi, nu că nu e vorba de șmecherie, e vorba că eu te ajut acum. Nu mai pe tine, frate, pe toți. Dacă și erai bă, șmecher, bă, îmi dădeai drumul și o dădeam parte în parte. Bă, nu mă fac să râd. Bă, tu vezi te bați cu mine? Ha? Da! Te bați cu mine, de ce vezi te bați cu mine când eu te ajut? O da parte în parte dacă ești șmecher. Bă, s-a umflat penele în tine? Da. S-a umflat sărâna în tine? Da. Bă, eu vreau să te ajut, nu vreau să mă bag cu tine. Bă. Bă. Da. Vezi că dacă... m-ai mințit cu ceva, dozumi? Vezi că eu țin la ea, da? Ai auzit? Da. Vezi că chiar nu glumesc. Și nici eu. Pisi. Dacă e... aud ceva, mă jur că te-au cu mine și nu mor amândoi. Păi dar n-am de unde să știu totul, știi? Adică eu nu sunt Houdini să știu totul. Nu știu ce face neapărat tu mereu zoomii, știi? Nu știi? Nu știu, de unde să știu. Da, uite, zic eu acum, trebuie să știi. Pentru mine. De acum încolo o să știu. Dar tu mă crezi că eu ți-l aia? Dacă ține-ai la aia, de dai un semn de viață. Au! Ce făceam? Îi dădeai un semn de viață. Au, au. Mamă, când o să înțelegi, tu o să mulțumești, bă. Nu știu, mă, ce zici tu acolo, sincer. O să vezi, ce să zic. Stai înapoi jos. Dar pute. Deci... pute rău. Tu puți. Și ție chiloții. Îmi put chiloții? Nu. Bine, mă, stai că chem acum pe cineva. Aolo. Te mață la minte. Da, mi-a cer rău de tot. Păi, fete, care-i șin? Nu mai, mai... Ce fai? Nu mai, mai aer. Hă? Nu mai, mai aer. 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 Mai am aer. Da, e scârbos rău. E scârbos rău de tot. E scârbos rău de tot. Cum să mă pup pe gură? Ești vreau sigur la gură, te-am salvat. Cum are. Bă, nu mai respiri? Nu mai respiri? No, 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 acum stai. Gata, mamă, sunt... Aaaa, faci de astea? Nu mă, tu ești ghi, mă, tu ai dat-o pe băiețușă, că vezi ăștia. Nu, am dat-o pe băiețușă, glumea și cu tine. Bă, deci... deci tu acum, pune-te în cură. Deci... mă auzi, da? Deci tu acum, în momentul ăsta, afli tot de zoomii, acum. Parcă îmi trebuia zic. Să dorm. Mai dorm mai încolo acum, zis, zin, aflu, acum afli tot da despre zumii. Da unde să aflu eu totul acum, de zumii? Hai. Da unde? Am, dai drumul? Păi, fratele, gata. Nu, nu-ți dau drum, stai păi acolo. De unde ai vrea să aflu? Dar nu-i fratele? Sunt fratele și de unde ai vrea să știu eu totul despre ea? Care păi și tu stai că e? Da, dar are și ea viața ei, face și ea treaba ei. Ce viața ei, bă? Oamenii ei, doale alea. Că eu sunt viața ei. A fost bună asta. Nu? Ha? Decentă, nu? Pe ăsta medie. Pe ăsta medie, nu? Dar zi-mi numărul ei. Zi-mi numărul ei, hai, află. Unde să zic, uite, zer, notezi? Deci dacă îmi zici are ceva cu ciocan sau îmi faci ceva, fel, de aici că nu e de bine, zic de acum. Da, unde să știu, mă, numărul? Mă, să știi, tu nu știi cum e să pierzi, daaa, nu să beau. Bă, tu mă auzi? Nu, să uit de ea, paharul, distrus feria, pătarule, nu te preface că nu mă vezi.
N-ai să știi. Tu nu știi cum e să pierd. Să beau. Unde ia paharul. Mi-a distrus memoria. Țigara la țigara, țigara la țigara, se stinge, ia. Un pahar. Voi chiar credeți că are Marius el forță să-l leșine dintr-un capac? Voi răspunde la întrebare. Voi credeți că pumnul unui Marius să-l dă așa o mână și bam, gata, l-a sălat? Ai fășu rubu rubu, ai rupe cubu cubu, ai săpăci tot clubul. Ai fășu rubu, fășu rubu, fășu rubu, rupe clubul, rupe clubul, dai nebunit tot clubul. Fășu rubu, faceți hața, faceți fără, fă facatul, domnișa, faceți Brazilia și jonglează cu banana. Ole, mâncați așa felul, îndemnesc ca bibireză, ești miezul, miezul, miezul. Caramelizată, e de ciocolată. Gura, mă, că nu-ți dau niciun ban. Nu? Nu. Da, uite, bun. Pa. Deci, ai auzit? Deci, cu zume s-a întâmplat nimic, da? Da, pa. A? Da. Da, puți. Ce te încurdezi așa? Ce te încurdezi, mă? Vrei să o dăm? Hai mă, să o dăm. O dăm? Hai, bine. Hai, ridică-te. Ma! Nu prea cu bătaia în ultima vreme. Nu prea. Ma! Hai mă, hai, dă-i. Au, au. Au, mâna mea! Au, 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 am dat în asta de lemn. Au. Ia care, ia, artă mâna. Artă mâna. Au, au. Mâna încoa. Au! Ești nesimțit. Hai, stai acolo, jos. Da, mă, ești bun, n-am să... Du-te, mă, de aici. Hai, mă, dă-i, du-te la somn. Bă! Dezumi bine, da? Da, mă, du-te, a? Plimbă ursul. Zi, mă, e bine zumi? Da, mă, e... Bine, bine, așa. Așa, da. E cu aia. O să închidem aici acest episod. Nu uitați să vă abonați dacă sunteți noi neapărat pe canal, pentru că jumătate din episodul ăsta am stat de vorbă cu Bezea. Așa, ca să recuperăm cât timp nu a fost pe canal. Trebuie neapărat să vedem ce se va întâmpla. Nu uitați că o să facem un Q&A. Așa că să comentați la ultima poză de pe Instagram, neapărat să dați acolo cu multe, multe, multe like-uri. Uite la poza asta, câte like-uri avem? 1356 like-uri, intrați aici și comentați cu o întrebare pe care o aveți voi legată de mașină, ok? Puneți aici întrebări legate de mașină și o să vă răspund în clipul cu pricina, ok? Eu am fost Andrei, sper că v-a plăcut acest episod și ne auzim data viitoare. Vă pup, ceau!